Niște tumori benigne vasculare și care, spre deosebire de malformațiile vasculare cu care se nasc, acestea apar ca o pată roșietică, eu știu, chiar din maternitate câteodată, și care devine din ce în ce mai mare. La început poate să nu bage în seamă și chiar să se obișnuiască cu ea. Aceasta este și periculozitatea, pentru că, practic, aceasta trebuie tratată foarte repede. Noi am ajuns să le tratăm chiar în prima lună, în așa fel încât să nu se mai dezvolte. Pentru că ele, cu cât cresc, nu cresc numai în suprafață, ci și în profunzime, pot să aibă legături și intracraniene, și intratoracice, și așa mai departe, se complică. Atunci, luate din stadiul lor precoce, de la început, atunci putem să le tratăm repede, bine și fără urme pentru copil.